Salut! Salut! E primul car vlog și e și primul BMW după canal. Probabil o să urmeze și alte clipuri de genul. Am venit pentru cu totul și cu totul altceva. L-am rugat să mă dea o tură. El a zis ok, hai că te dau. Am rămas un pic impresionat de faptul că suntem într-un M3. M3 manual din 2008, un V8 4000 benzină. Ultimul aspirat de la M, să spunem așa. De asta am și rămas. După el au început să apară de motoarele de 3000 biturbo. 3000 biturbo. Da. Oricum, senzația e foarte tare pentru că m-am vârtit puțin. Vrei să mai facem asta? Putem să mai facem 10 o dată secunde. Scurt. Ca să m-am vârtit de... puțin. O să vedeți filmările și de afară. Gata, e suficient. După ce te învârți cu ea, trebuie să mergi pe ea. Trebuie puțin răcită, da. Motorul sau anvelope? Nu anvelope. Anvelope, până la urmă, ele sunt normal sunt înainte de a face ceva cu mașina. Fie că mergi mai cu viteză, fie că te apuci de învârtit, trebuie să le încălzești puțin. Da. Asta odată. Iar doi, partea de răcire a motorului, pentru că ai nevoie de un debit mai mare de aer ca să răcești motorul. Ca și atunci când pui mașina pe Taino, de exemplu. Ai văzut că au acele ventilatoare foarte mari, încât să facă față răcirii motorului. Și mai avem uleiul care la motoarele astea, modelele astea de mașini, trebuie să stăm cu ochii pe el. Trece uleiul de temperatura normală? Să închizi geamul, te rog, da. Pe, în timp ce ne plimbăm boii și până am sens giratoriu și te întorci. Am înțeles, hai că ieșim puțin pe stradă. Este pentru prima dată când eu mă învârt într-o mașină, cineva mă dă cu BMW. Observați faptul că mașina e cu volan pe dreapta, numai că el stă în Anglia și a venit doar în vacanță și nu are de ce să aibă cu volan pe stânga. Dacă aș sta în România, probabil ar putea să facă treaba asta. Pe viitor, da. Va fi, pentru că e o mașină de ținut, nu e doar de moment. O mașină pe care mi-am dorit-o. Urmăresc mai multă putere pe ea. Probabil la anul va veni cu un supercharger. Și dus-o undeva la 700 de cai. Te-am auzit vorbind de treaba asta și zici că costul acelui supercharger ar fi de? Undeva între 10 și 12.000. Depinde pe ce model de supercharger merge. Pe un VF, VF Force, pe un G1, pe un G-Power. Acum fiecare tuner are modalitatea de a o modifica. Depinde ce urmărești. Cuplu, putere. Sunt foarte multe modificări care se pot face la ele, dar sunt și scumpe pe aceeași parte. Bă, observ totuși că avem un NEM manual, coupe și ai un scaun de covil în spate. Da, am deci un băiețel de 2 ani. E un M de familie. Aproape de familie, să spunem. Și lui îi place la fel de mult. De fiecare dată când mă joc cu mașina, să spunem, e foarte entuziasmat, ridică mâinile ei și trage cele. Adică, pur și simplu, începe să împărtășească pasiunea asta, mea. Da.
Oricum, mașina mi se pare genială. Față de alte mașini, sincer să spun, sunt alte mașini care totuși e o mașină veche. Nu putem să spunem că e una nouă, are 10 ani vechime, aproape 12. Nu se compară cu motoarele turbo care au ieșit acum la gen la Mercedes, C63-urile AMG sau M-ul de la seria 6, M6-urile sau E4 sau M2, toate că pot fi foarte ușor modificate și mai multă putere. În schimb, nu sunt atât de jucăușe cum e asta. Știi ce? Sunt curios. Cum te ține pe stradă cu sistemele activate 1, 2, 3, 4, 5? Cu sistemele activate. Cu sistemele activate, aproape că nu te miști deloc de pe stradă. Deci nu îți permite să... Nu, nu. Dacă știi să o controlezi, să-ți cunoști mașina, chiar e fiabilă. Chiar poți să te bagi la anumite viteze, niște depășiri care... cu alte mașini ți-ar fi frică, să spunem, asta aproape că se clintește de pe stradă. Deci îți permite la o viteză anume să faci o depășire foarte rapidă. Clar, puterea te ajută foarte mult, faptul că e aspirată, ți-o dă instant, faptul că are consum de 18, 19,8. Aia e partea a doua, acum nu mai vorbim de consum la motoare, de ce nu? Exact ce zici la băieții care te întrebau cât consumă, frate, când dai 20.000 pe o mașină, și ai un motor de 4-4 și tu ți-o iei de plăcere. Exact. Nu te uiți la consum, că e ultimul lucru care te interesează. Exact, te uiți să fie benzina cât mai bună, să scoți cât mai mult din motor. 0-100, ai specificațiile astea? De ce? Nu știu cât face 0-100. Undeva la 5-4-7, probabil ceva de genul. Deocamdată nu vreau să-mi iau aplicația, e o aplicație, un device, da, care există. L-avem în Anglia. Vreau să mi-l cumpăr și să văd, dar mai întâi să ajung acolo să-mi bag benzina normală, care trebuie, că aici e foarte proastă. Apropo, am fost și am pus-o pe dyno în București, la de mașina, la, să spun imediat, pentru că chiar am fișat pe dyno în spate, am un minus de aproape 50 de cai. Din 50 cauza, de cai? 50 de cai din cauza benzinei. Benzinei, da. Adică ea ar trebui să aibă... Ea normal are 440 de cu soft, cu tot ce e făcut în Anglia, dar acum avem undeva la 480, 400, 380, 380 de cai, ceva de genul, 390 de cani. Deci nu tragem parametrii cum ar trebui. Poți să ne spui cu ce te ocupi? Pentru că sunt foarte mulți care au impresia că dacă ai o mașină tare și scumpă, ai firme la produs. Nu, eu am mie s-a întâmplat treaba asta, jur. Nu, sincer, probabil și... poate lumea se uită la treaba asta, dar nu. Am o firmă de înfolieri în Anglia, înfolieri auto. Am propriul meu garaj, doar ce l-am deschis acum 4 luni de zile, de exact când a început pandemia. Până atunci am lucrat pentru alte firme mult mai mari. Din odată în Austria, Repstyle se numește firma, cea mai mare franciză de folieri auto din Europa. Am lucrat 4 ani pentru ei. După care m-am mutat în Londra la o firmă de folieri auto. Bine, eu am deschis departamentul acolo de folieri. Este un showroom de supercaruri. Deci acolo înfoliam numai Lamborghini, Ferrari, McLaren, numai supercaruri. Să te oprești înainte de băieții de la atelier. Da. Deci banii sunt câștigați cinstit. Banii sunt câștigați cinstit. Nu are de ce cinstit să te facă. Nu sunt din furat, nu sunt din femei. Treaba cu mașina mi-am dorit-o de acum aproape 3 ani de zile. Soția nu prea m-a lăsat, mi-a zis mai întâi facem copilul. Am făcut copilul. După ce ai făcut ziua copilului, ai zis gata. Exact, după ce am făcut copilul, atunci am hotărât, hai ca să luăm mașina. Nu, încă nu-i momentul, hai să mai așteptăm. Și la un moment dat am zis, puile, mai când găsim mașină, vreau să mă iau. Bine, dacă vrei să ia-ți. A doua zi m-am dus și mi-am luat mașina. Și atât am fost de disperat. După aia, singura chestie, nu a mai fost senzația aia pe care o... Genul, lucrând în Londra la showroom-ul ăla de supercaruri, am mers cu Lamborghini-uri, cu Ferrari și tras de ele cum a trebuit. Nu mai era senzația când ai urcat într-un M, wow-ul ăla. Și l-am așteptat, l-am căutat. Nu mai e. Și de-aia urmăresc să pun un supercharger pe ea, pentru că vreau știi wow-ul ce mă gândesc? Sperietura deja, aia. După 400 de cai, pentru ce ai nevoie de mai mult de atât? Adică nu poți să-i folosești. Sunt poți de să-i acord folosești cu tine, nu știu. Poți să-i folosești. Dacă ajungi la nivelul
mai mare, poți să-i folosești. Acum depinde, exact, fiecare mașină e diferită. Poate unele au mai mulți cai, poate altele au mai puțin cai, depinde cum pun puterea jos și cât de repede îți oferă acea putere. Da, e vorba de cum pun puterea jos. Eu am un 4 și știu ce înseamnă putere jos. Gândești că tu ai 4 secunde și... 4, 5, ceva de genul. 4, 5. Și eu am 5, 3 cu încă o persoană în mașină. Uh-huh. La 300 de cai. Se cunoaște. Sincer, am, cum îți spuse, mai am un X5, am soft făcut și pe ăla, e un 3000 diesel și are 300 de cai și 700 de Nm. Uneori, aproape că mi se pare poate mai puțin mai puternic decât asta, din cauza cuplului. Da, te cred. Dar, în schimb, nu. N-are nicio treabă, îți dă senzația aia, dar asta deja se schimbă după... Când vorbeam cu băieții, e aspirată toată puterea ți-o de instant. Da, toată puterea o primești instant, dar cuplul la ele pleacă undeva de la 4500, aproape 5000 de turații. Acolo încep să vezi puterea mașinii. Și acum, și acolo îți dă din cuplu, dar nu ți-l dă totodată, bănuiesc. El vine liniar. Eu cred că, fiind vorba și de o manuală, e gândită. E puțin gândită. Am optat manuală pentru că am vrut-o mai mult jucăușă. Eu având BMW-uri înainte, tot coupe-uri, am avut E36, am avut E46 și acum am ajuns la un E92. Am zis, vreau manuală că vreau să mă joc cu ea, cât de cât. Un DCT nu te lasă chiar atât de mult să te joci. Te joci pe a întâia și cam atât, dar nu foarte mult. Riști să-i cam distruge ambreiajul. Merge mai mult pe drifturi decât din vârtal. În schimb, acum, sincer, aș opta pentru un DCT înapoi. E puțin enervantă în trafic, un manual, și nu e atât de confortabil. La puterea asta, da, e de deranjantă. Dar când ai scăpat de trafic, parcă se schimbă treaba. Parcă se schimbă treaba. Exact. Eu oricum am rămas surprins, emoționat, surprins. Încă nu-mi găsesc cuvintele să exprim și... Oricum e pentru prima dată când mă urc într-un BMW. Pot să zic că am mai mers poate de aici, de acolo, cu cineva cu un BMW, dar să facă treaba asta, uh-huh, să o simt pe pielea mea să fiu o mașină, e prima dată când cineva se învârte cu mine. Mașina oricum vă zic că merge foarte tare, bănuiesc că i-ai dat 300. Și-a luat 300. Sper că voi avea ocazia să mai ajung pe Germania să-i văd tot bordul de 340. Pentru că ele normal de fabrică sunt undeva limitate la 280. Are soft făcut pe Dyna, pe tot, și acum limitarea e dată jos, doar că avem nevoie de un combustibil mai bun. Da. Ca să ducă unde trebuie. Și fiind în România, combustibilul nu te ajută deloc. Exact. Băieți, cam atât a fost pentru astăzi. Mașina mie chiar mi se pare wow. Nu mă gândeam să fac genul ăsta de prezentări sau de car vlog în viitor apropiat, dar uite că se întâmplă și să-i s-o fac. Vă las, o zi bună! Salut!